În Evanghelia după Luca, la capitolul 9, aș dori să citim de la versetul 46 la 48. Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 9, începând cu versetul 46, Scriptura spune în felul următor. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis: oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este cel mai mare. Amin. Sigur că de câte ori citim un pasaj de felul acesta sau chiar acest pasaj care se repetă în alte evanghelii, ne cercetează tot felul de gânduri, nu? Simțim așa că toți ăștia care sunt mai importanți ar trebui să devină mai mărunți, nu? Și simțim că toți ăștia care nu suntem așa de importanți ar trebui să devenim mai importanți, nu? Și așa am simțit că lucrurile se așează cam în felul în care zice Scriptura. Însă aș vrea în seara aceasta să mă opresc asupra unei declarații din pasajul acesta la care ne-am gândit mai rar sau poate nu ne-am gândit deloc. Zice așa prima parte a versetului 46. Apoi le-a venit în gând să știe. Apoi le-a venit în gând să știe. Vedeți? Se întâmplă câteodată să vii la biserică și să auzi o predică. Sau se întâmplă câteodată să iei Biblia, să o deschizi și să citești. Și să ai așa simțământul, mă, ăsta e exact mie mi s-a potrivit. Dar lucrul acesta de obicei îl zici când mesajul pe care îl citești din Biblie sau predica pe care o auzi nu este foarte scandalizantă. Dacă pasajul pe care îl citești sau predica pe care o auzi este mai scandalizantă, te superi că fratele, ce știu, care a ținut predica sau socotești că ai avut ghinion că ai deschis Biblia acolo și ai citit. Nu? Nu. Însă, în seara aceasta, dragii mei, aș dori să discutăm un lucru important care să ne conștientizeze cu privire la atitudinea lui Hristos în învățăturile Lui față de noi. Mesajul din seara aceasta are ca titlu următoarea întrebare, prin care încercăm să scoatem o învățătură din versetele pe care le-am citit. Și sună așa: gândul meu, ce învățătură dumnezeiască naște?
Repet, gândul meu sau gândul tău, ce învățătură dumnezească naște? Aici am aflat că la apostol le-a venit un gând. Care era gândul care le-a venit la apostoli? Cum? Care e cel mai mare? Zice așa. Apoi le-a venit în gând să știe care dintre ei ar fi cel mai mare. Le-a venit în gând să știe care dintre ei ar fi cel mai mare. Gândul acesta lor a născut o învățătură dumnezeiască pe care Iisus Hristos o dă. Și zice că Iisus Hristos le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis: oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este cel mai mare. Și acum, când citim noi această învățătură dumnezeiască, cum ne gândim? No, ce le-a zis-o la apostol? Nu? 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 Și cum ne mai gândim? Că apostolii se gândeau cum în gândul lor? Păcătos! Auzi cu ce se ocupau ei, care să fie cel mai mare, în loc să se ocupe cu pocăința sau cu altceva, nu? Și în felul acesta, cumva, ne distrăm pe seama apostolilor că ei se preocupau în gândul lor care să fie mai mare. Îi rău să te preocupe gândul care ar trebui să fie mai mare dintre noi? Nu, dar de ce vi-e frică să... Dar să știi pe ce să... Păi înseamnă că nu-i rău. Dacă ne preocupă gândul care e mai mare dintre noi, înseamnă că e bine. Că ne gândim măcar e cel mai mare dintre noi ca să știm pe cine să respectăm sau ca să știm de cine să ascultăm, nu? Sau poate să fie o preocupare de felul acesta ca să știu dacă eu am șanse să fiu șef sau dacă n-am șanse să fiu șef, nu? Și gândul acesta care a venit în mintea apostolilor a născut ce? O învățătură dumnezeiască. Acum, întrebarea pe care o pun în seara aceasta este următoarea. Gândul care vine în capul meu, ce învățătură dumnezeiască naște? Și gândul care vine în capul tău, ce învățătură dumnezeiască naște? Te-ai gândit vreodată? Și hai să luăm câteva exemple. Stai într-o zi pe scaun și te gândești, uite, miercuri mă duc la ora de rugăciune și aș zice la vecina să vină și ea la ora de rugăciune. Da, cum să zic că i-am mai zis odată și așa m-o repezit de n-am știut cum să mă trag înapoi și să zic iertați-mă, Doamnă, nu? Ăsta e gândul care vine, nu? Și acum zic, nu-i zic să mai vină la biserică că îmi este frică, că mi este frică, că iar mă repezește. Nu-i mai zic. Așa mi-a venit mie un gând, ieri, nu? Dăm un exemplu. Știe cineva gândul acesta ce învățătură dumnezeiască naște? Știți? Ați putea să aveți o idee ce învățătură dumnezeiască naște gândul ăsta. Cum? Frica nu e o caracteristică dumnezeiască. Da, e corect răspunsul. O să te repunte, Mihaela. Niciun fricos nu va intra în împărăția lui Dumnezeu.
Da, dacă ai ști asta când îți vine gândul ăsta de frică, ți-ar mai fi frică să-i zici? Nu, ai auzit. Problema este că fiecare gând al meu care îmi vine în minte și fiecare gând al tău care îți vine în minte, îl pune pe Iisus Hristos să ne dea ce? O învățătură dumnezeiască. Te-ai gândit care este învățătura care ți-o dă după ce gândești tu? Ar fi foarte important lucrul ăsta. Ar fi un exercițiu fantastic pe care să-l faci cu tine. Apostolii spune aici la Sfânta Scriptură că le-a venit un gând să știe care dintre ei este mai mare. Dacă ar fi știut ce învățătură dumnezeiască urmează, s-ar mai fi gândit la asta? Cum? Nu. Nici, cum zicem noi, nici de ciudă. Păi fiecare ar fi vrut să fie mare și dacă și-ar fi știut că acum Iisus o să zică că mare înseamnă să fii micuț de tot, mai bine nu mă gândesc. Tac și văd cum iese. Nu? Dar pentru că ei n-au bănuit chestia aceasta, au pățit-o. Zice, a, și vă gândiți că ar să fie mai mare? Bun. Zice, hai să vă dau un exemplu. Uite aici un copil. Oricine primește pe copilul acesta și vă așa mai departe, pentru că cine vrea să fie cel mai mare, trebuie să fie cum? Cel mai mic. Și dintr-o dată, am să uitau unul la altul și acum, cum să mă fac mai mic ca ăștia? Că eu sunt mai mare, nu? Eu sunt mai mare. Și dintr-o dată, li se dă totul peste cap. Totul li se dă peste cap. Vedeți, dragii mei? Una din problemele vieții mele și una din problemele vieții tale este că noi am uitat că la fiecare gând care ni se naște, Domnul Iisus Hristos dă o învățătură dumnezeiască. Hai să mai iau un exemplu. Te întâlnești cu sora Livia pe drum și îți pune o întrebare din asta mai scoditoare, la care, ca să fie lucrurile cum trebuie, ar trebui să minți. Și dintr-o dată în gândul tău îți vine așa, mă, îi zic eu ceva așa, altceva, și o să se simtă și ea bine, și o să scap și eu, și totul în regulă. Nu? Ați pățit din asta? Fiți paroliști, ați pățit din asta? Am pățit. Toți am pățit. În momentul în care ne-a venit gândul acesta, gândul acesta, ce învățătură dumnezeiască îl pune pe Iisus să ne spună? Știți? Cum? Lista cu cei care rămân afară din împărăția cerurilor se gata cum? Și toți mincinoșii. Nu, acum, dacă ai ști că după ce îți vine gândul acesta în minte, Iisus Hristos spune cuvintele astea, ai mai minți? Nu. Dar pe tine și pe mine nu ne interesează ce învățătură naște gândul meu. Și pentru că nu ne interesează ce învățătură naște gândul nostru, din cauza aceasta, dragii mei, cele mai multe învățături ale Scripturii, născute de fapt pentru noi, noi le refuzăm și nu vrem să auzim de ele, pentru că noi nu știm că comportamentul minții noastre l-a îndemnat pe Iisus să ne spună vorbele acelea. Și pentru că jucăm acest teatru cu Iisus Hristos, viața noastră este într-un mare pericol. Pentru că jucăm acest teatru cu Iisus Hristos, mântuirea noastră este într-un mare pericol. Și pentru că jucăm acest teatru cu Iisus Hristos, puterea noastră dispare. Un om credincios
trebuie să se gândească că fiecare gând pe care îl generează în mintea lui naște o învățătură pe care o dă Hristos și învățătura aceea este exactă pentru el. Exactă pentru el. Și acum să ne întoarcem la text. Spune așa. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis: oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este cel mai mare. Cel mai mare. Noi, când citim pasajul acesta, pentru că este intercalat între gândul lor și declarația lui Iisus Hristos că cel mai mic este cel mai mare, noi uităm ce ne învață Iisus Hristos în mijlocul acestor două învățături. Și acum aș vrea să dăm cărțile pe față. Orice gând care se naște în mintea mea și orice gând care se naște în mintea ta, îi cere lui Hristos să ne dea următoarea învățătură duhovnicească, și anume că să-L primim pe Iisus Hristos, pentru că dacă îl primim, gândul acela bolnav se face sănătos. Să-L primim pe Iisus Hristos, pentru că dacă îl primim pe Iisus Hristos, gândul acela mincinos se face drept. Să-L primim pe Iisus Hristos, pentru că dacă îl primim pe Iisus Hristos, gândul acela de hoție se face un gând de om cum se cade. Niciun gând din mintea mea și niciun gând din mintea ta nu poate să fie schimbat spre bine dacă eu și tu nu îl primim pe Iisus Hristos. Zice aici așa: le-a venit în minte un gând ca să știe. Și rezolvarea acestui gând este într-un singur act, și anume să-L primești pe Iisus Hristos, și primindu-L pe Iisus Hristos, îl primești pe Tatăl și dintr-o dată devii un om plin de Dumnezeu. Vedeți? Însă am observat un fenomen care se petrece la mine, poate la voi, poate la alții. Când ai un gând vinovat și cu el îți rezolvi problema și Iisus iese în față cu gândurile: primește-mă pe mine, și gândul acela poate să fie schimbat într-un gând nevinovat, refuz să-L primesc pe Iisus. Pentru că dacă îl primesc, se întâmplă câteva lucruri care mă pot compromite. Unu, începe să mă mustre conștiința și nu mă simt bine. Dacă ai un gând păcătos și îl săvârșești ca să-ți rezolvi problema, învățătura lui Hristos este: primește-mă pe mine și ești vindecat de gândul acesta. Dar dacă eu îl primesc pe Iisus Hristos, atunci începe să mă mustre conștiința. Încep să am un disconfort spiritual.
încep să am un disconfort în credința mea. Și pentru ca să evit acest disconfort spiritual, pentru ca să evit această neplăcere în credința mea, știți ce fac? Caut argumente ca să-i spun lui Hristos că n-are dreptate. Asta fac cei mai mulți oameni pocăiți. Gândul lui. Generează o învățătură dumnezeiască. Când o aude, știe că îi se potrivește. Și începe să zică, nu e așa. La un moment dat, farisei se gândeau să-L omoare pe Iisus. Și Iisus, pentru că le cunoștea gândul, a zis o învățătură dumnezeiască. Poate vă aduceți aminte. Și zice, voi vreți să mă omorâți. Și când a zis așa, cui li s-a potrivit declarația asta? La toți care s-au gândit că vor să-L omoare. Și ce au zis ei? Ai drac! Cine vrea să te omoare? Nu vrea nimeni să te omoare! Ați priceput ce am zis? Ei, asta se întâmplă cu mine și cu tine. Gândul tău naște o învățătură dumnezeiască pe care o citești din Scriptură sau o auzi predicată de aici, de fratele Ciula sau de Patrick sau de mine sau de altcineva. Și când o auzi, ce simți? Că ți se potrivește? Exact. Și care e reacția ta și reacția mea? Dar cine s-a gândit la asta? Ai drac! Eu nici nu m-am gândit la asta! Nu? Nu? Observați cum vin lucrurile cadențat unul după altul și din partea lui Dumnezeu care vrea să ne mântuie și din partea noastră care vrem să refuzăm învățătura lui Hristos. De asta, dragul meu, aș vrea să-ți pui întrebarea asta. Mă, gândurile mele, ce învățături dumnezeiești nasc? Și după ce aud învățăturile dumnezeiești care le-a născut gândul meu, cum reacționez? Cum reacționez? Să zicem că e greu. Să zic, no, gata, mă schimb. Nu. Dar măcar n-ai putea să zici, fai de mine. Oare nu fi chiar așa? Atâta să zici, fai de mine. Oare nu fi chiar așa? Adică, știți că se zice... În popor este o vorbă că ori de câte ori te duci în birou la un șef sau la cineva din ăstea mai mari, când pleci de acolo, așa să vorbești cu el ca să-ți rămână ușa deschisă. Știați asta? Adică să mai poți să mai mergi pe la el. Că unii dintre noi ne ducem și nu ne-au rezolvat treaba și așa ne certăm de tare, de noi nu mai avem ușă deschisă. Acolo nu te mai poți duce veci, ai terminat-o. Și domnule, oricum mai vorbi cu cineva sau te-ai certat sau așa, așa să faci încât să-ți rămână ușa deschisă. Acum eu vă întreb, dacă cu un om care astăzi e și mâine nu mai e, ne gândim să ne purtăm așa, oare n-ar trebui cu Dumnezeu să ne purtăm în așa fel încât să avem o ușă tot timpul deschisă? Ce învățătură naște gândul tău? Și când o auzi, cum reacționezi? Aici Iisus Hristos dă o învățătură care exact ca cerneala însugativă se duce peste tot. Zice așa: apoi l-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii.
a luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis: oricine primește acel copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi, acela este cel mai mare. Iubiții mei, avem multe greșeli în viața noastră și multe păcate, dar trufia, le întrece pe toate. Și vreau să vă spun ceva. Noi întotdeauna credem că trufași sunt oamenii bogați sau oamenii care au o poziție importantă, oamenii care sunt suspuși, un director e întotdeauna trufaș, un senator e întotdeauna trufaș, un păstor e întotdeauna trufaș, un prezbiter e întotdeauna trufaș, dar noi cei de rând. Aș vrea să vă spun ceva în seara aceasta. Eu cred că un director poate să fie trufaș. Cred că un senator poate să fie trufaș. Cred că un păstor poate să fie trufaș. Dar știi ce trufaș poate să fie un om de rând? Păi de capul meu. Îi poate întrece pe toți ceilalți. Îi poate întrece pe toți ceilalți. Iar trufia aceasta, mândria aceasta, această alegere de a nu fi contemporan cu ce ești, deschide ușile la toate celelalte greșeli și la toate celelalte păcate. Din cauza aceasta, dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu este pentru mine și pentru voi o sabie cu două tăișuri care despică, desface absolut tot. Nu fugi de cuvântul acesta. Pentru că dacă fugi de el, fugi de exact învățăturile pe care ți le dă Domnul Iisus Hristos, la exact gândurile pe care le ai în mintea ta. Și orice gând murdar devine curat numai dacă îl primești pe Hristos cu învățătura Lui. Orice gând păcătos devine un gând desăvârșit numai dacă îl primești pe Iisus Hristos cu învățătura Lui. Orice gând ascuns și viclean devine un gând drept și la lumină, numai dacă îl primești pe Iisus Hristos și învățătura Lui. Pentru că fiecare învățătură care îți iese în față și care te încurcă este născută din gândurile tale. Sau dacă vreți, orice gând păcătos din capul meu și orice gând păcătos din capul tău, orice gând mârșav din mintea mea, și orice gând mârșav din mintea ta este o rugăciune spre Dumnezeu care este ascultată de fiecare dată. Doamne, dă-mi o învățătură ca să scap de gândul acesta. Dar cel mai mulți dintre noi, după ce primesc învățătura, se scuză, se justifică, spun nu-i adevărat. Se sustrag din fața învățăturii. De ce? De ce? La cine îi furăm căciula? Nouă ne-o furăm. Pe cine fentăm? Pe noi ne fentăm. Cine păgubește? Noi păgubim. Și în final, cine suferă? Noi suferim.
Zice Scriptura că Dumnezeu i-a poruncit lui Saul să se ducă la război. Și i-a poruncit ce să facă în război. Și a zis, te duci. Și pentru că păcatele poporului acesta au ajuns până la cer, tu execuți judecata de pe pământ pentru ei. Cum, Doamne? Le iei tuturor viața, absolut tuturor, și bătrânilor, și tinerilor, și animalelor, nu lași nimic cu viață. Când a ajuns în război acolo Saul și a văzut cum arată oamenii, cum arată animalele, i-a venit un gând. Ce gând i-a venit? Că să nu-i omoare chiar pe toți. Și să nu omoare chiar toate animalele. Și gândul acesta a născut o învățătură dumnezeiască. Care a fost învățătura dumnezeiască? Cum? Ești lepădat. Ai văzut? Dar până la învățătura asta, au mai fost altele cu care ce-o făcut Saul? Le dă la o parte. Așa e la mine și la voi. Orice gând generează o învățătură dumnezeiască. O refuz pe una și nu-i niciun necaz. Îmi vine alt gând, care naște altă învățătură dumnezeiască. O refuz și pe a doua și nu-i niciun necaz. Și mă joc așa de 5 ori, de 7 ori, de 10, de 100, nu știu de câte ori. Până într-o zi când gândul meu naște ultima declarație dumnezeiască, care sună cum? Ești lepădat. Nu, acum te întreb. De ce vrei să ajungi acolo? De ce vrei să ajungi acolo? Și e un lucru fantastic. Cine sau cui i-a spus Iisus aceste cuvinte? De aici pe care le-am citit. Cui? Și apoi le-a venit un gând să știe care dintre ei ar fi cel mai mare. Cui le-a venit gândul ăsta? Ucenicilor, da? Și Iisus le-a dat învățătura asta. Învățătura aceasta a prins la cel care vrea să fie cel mai mare. Ai văzut? De ce l-a vândut Iuda pe Iisus? Ca să-l provoace, să coboare de pe cruce, să instaureze împărăția și el să fie unul dintre capii poporului. Ce învățătură a dat Iisus și ce a făcut Iuda? Ai văzut? Dragii mei, frați și surori, dacă se poate, puneți la inimă imaginea aceasta. Ori de câte ori îți vine în minte un gând, el naște o învățătură dumnezeiască. Sau o sentință dumnezeiască. Și de fiecare dată Dumnezeu îți iese în fața ta
ca o oglindă să te vezi. Și de fiecare dată îți iese cu harul și bunătatea Lui ca să te ajute să ce? Să te schimbi. Dar lucrul acesta nu-l face la infinit. Într-o zi îți va ieși înainte ca să-ți spună, ești reparat. Știți când s-a întâlnit Ahab cu Ilie? Ce a zis Ahab? Zice, m-ai găsit, vrăjmașule. Era vrăjmaș Ilie? E Dumnezeu vrăjmașul vreunuia dintre noi? Nu. Dar dacă învățăturile care ni le dă, generate sau care sunt replică la gândurile noastre greșite, dacă învățăturile acestea tot mereu le dăm la o parte, va veni ziua când ne vom întâlni cu El ca să ne spună ce ești lepădat. Dumnezeu să vă ajute vouă și să-mi ajute mie, dragii mei. Să punem la inimă imaginea aceasta. Și orice învățături le primim ca replică la gândurile noastre murdare, să o luăm de la Dumnezeu ca pe cel mai bun și sfânt lucru și să ne schimbăm. Și să reducem gândurile noastre care îi cer lui Hristos să ne spună sentințe de pierzare. Și în felul acesta să înmulțim gândurile noastre care îl determină pe Iisus Hristos să aibă sentințe de apreciere. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune credincios peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Dar ce gând a avut robul ăla de după gândul lui s-a născut învățătura asta? A zis, mă, dacă mi-a dat stăpânul 100 de lei, ăsta când vine, e frumos să-i dăruiesc 2, să vadă că n-am trântorit până a venit el. Și în urmă la gândul ăsta, care a fost învățătura? Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Dar au mai fost unul care a avut acolo gând. Și o zis, stăpânul ăsta este cam afurisit. Pun suta bine și când vine eu dau înapoi. Și gândul ăsta ce predic o născut? Ai știu că sunt un stăpân aspru, rău. Legați-l și aruncați-l afară. Și acum, dacă veți merge acasă, și în seara asta, sau zilele de mâine, sau în săptămânile următoare, o să vă aduceți aminte de dialogul dintre Dumnezeu și oamenii din Biblie, o să vedeți un lucru, că absolut la fiecare om din Sfânta Scriptură, Dumnezeu i-a dat o replică sau o sentință după gândul care i s-a născut în cap. Să vă ajute Dumnezeu să nașteți gânduri care să-L bucure pe Dumnezeu și să vă spună, bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Dumnezeu să fie și să rămână cu noi. Amin. Ne ridicăm și luăm aminte la rugăciune. Tată bun, îți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru ceasul acesta frumos de la biserică.
Îți mulțumim că, într-un mod afectiv, ți-ai luat timp să ne înveți încă o dată. Și îți mulțumim că fiecărui gând al nostru îi dai un sfat, o învățătură. Ajută-ne, Doamne, să ținem cont de învățăturile acestea până nu va fi târziu. Și în felul acesta să ne putem bucura de sentința dragostei tale prin care suntem mântuiți. Îți mulțumim că ne asculți. Rămâie pacea ta cu noi. Prin Domnul Iisus Hristos te rugăm, acum și pentru toți vecii. Amin. Ocupăm loc. Cu această rugăciune, popasul duhovnicesc al acestei seri s-a încheiat. Fiți binecuvântați lui Dumnezeu. Amin. Nu uitați că vineri seara sunteți așteptați la biserică la ora 8. Veniți și chemați pe cei dragi pe care îi aveți. Sâmbătă dimineața la ora 9 va fi împreună cu voi, fratele președinte Sasernă, să fiți la biserică cu toți. Să-i faceți dânsului o bucurie lui Dumnezeu, o bucurie și în tot ceea ce vă cere ajutorul, să îl dați cu scumpătate. Da. Pentru seara aceasta, cu dragostea lui Dumnezeu, ne despărțim. Să aveți o seară frumoasă, dacă n-ați mâncat de cină, să aveți poftă bună și vorbiți unii cu alții, nu unii cu alții despre alții. Domnul să rămână cu voi. Amin.